Bună ziua, astăzi 15 octombrie 2022, mă numesc Husar Teodor Daniel, locuiesc în județul Arad, orașul Lipova. Suntem aici la centrală. Am fost la Arad, mai adus niște mâncărică bună. Aici avem mifuma Krauter. Din ce am luat 5 kg de Eucanin Energy. Cum v-am spus mai demult, pe saci de mifuma sunt niște numere. Cum sunt aici jos, cum vedeți. Numărul ăsta îl tăiem, îl strângem. Doamna Rudica m-a ajutat, a trimis în Germania. Și am primit această scafă de la mifuma. Mai avem aici iarăși un măsurătoare de asta, pentru a le pune medicamente, mâncărică, orice. Putem gradea cu ea. Mulțumesc la doamna Rudica Faur, la NutriVet Arad. De astăzi am mai luat mâncărică mai bună. Krauter, mifuma. Cum am spus, aici avem Deuca Energy. Aici am mifuma muesli. Am amestecat și cu Energies muesli. Cam așa arată. Cum vedeți, are o grămadă de ingrediente. Mâncare foarte bună. Aici din găleata asta dăm la cei de expoziție. Din coace la ceilalți. Mai avem și acele patru femele metise. Aici Vitacanin, vitamine în apă, 1 ml la 1 litru de apă, foarte bune. Venit afară să le dăm la iepurași. Aici avem și covorașul de mifuma, pe care punem iepurii, antrenăm. Aici apa cu Vitacanin. Cum vedeți, așa arată. Mifuma muesli cu Berselaga muesli. Am mai dat cu Garvo muesli. Eucanin standard, Eucanin Energy folosesc. Grămadă de mâncare bună. Le-am pus la toți de mâncare. Aici două femeluțe din martie. Vom vedea cum se vor face. Mi-am făcut vaccin aici și de parazitare. Alea era vac. Pentru boala hemoragică 2. O să facă reacție aici. Am dat cu cremă, cu dermovate și cu mibazon. A trecut. O femeluță din mai. Din tancoșul cu femelă bronz. Foarte frumoasă. Aici e neamțul californianul. Frate cu cele două surori din martie. Din campionul de 97 și cu femela aceasta 114. Frumoasă. Ascult de la Ionuț Marzache din Austria. Reche de 24, înaltă peste 13. Aici a sosit Anco. 9,2 kg. Săptămâna aceasta l-am cântărit. 96,5 puncte.
Mela de la Ionuț Mărzache. Un mascul din tata Mihai Blaga, 96 de puncte de anul trecut, cu baba mea. 7,8 kg, schimbă. Face tot mai frumos, face și cap frumos. Aici o mascul din Tancuș cu baba, frate cu el. La 8,6 kg, din februarie, foarte bine a mers acest mascul. 22 ureche. Vom vedea dacă va trece pe tata lui, Tancu. Aici o femelă din mascul și femelă bronz, pe linia campionului european, pe străbunici. Fratele lui a avut 97, ei a avut 97 de puncte. Aici sus e baba, la 4 ani februarie. Aici, în cele din urmă, masculul de la Mihai Blaga. Și l-am achiziționat acum vreo 3 săptămâni. Linie de Harry Boyert Laiciuc. Și cu femeile de la Mihai. Urechi de 23. Cap frumos. Picior foarte gros. Ferma, găini australop, nu am șer, pui de găină mixt, metiș, amestecați brahma cu băutoare, cu izabrau, master grid, găini carne ouă mixte, gât golaș, izabrau, nu e aceasta băutoare, astea albe, lehor, astea australop, albastru pe negru și avem și acolo splash. Metiș, asta e New Hampshire. Porce. Am dat de mâncărică, adineori l-am făcut curat. Pe cel mijlociu l-am tăiat. Acolo sunt rațele. Am dat și varză. Asta e cea mică scorfiță și el cel mare, s-a făcut foarte bine față de ea. New Hampshire, cocoș, cocoș, New Hampshire. Aici avem metisele. Californian cu ceva. Au și tureaș, ca uraș de Transilvania. Aici un fluture, aici o metisă neagră. Pentru doice. Am mai dus 4 baloți de lucernă. Ultima coasă, cred că a 5-a coasă. Mai avem pe aici. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar, ferma Daniel. Ce-i Rexy? Aici avem un masculaj foarte frumos de californian, din nemț, promițător. Aici femeia de la Susa, de la Oradea. Aici mai avem două femele cu un mascul de californian. Din 8 iulie. Aici are și o rață cu boboci. Acolo e Maia. Aici mai avem două californiene. Asta se repatriat înapoi de la Sibiu, de la
Vasiu. O copșa mare, parcă aici mai avem o femeie înăuntru, din nemți, și la asta e tot tată neamțul. Promițător acest masculaș. Mi-a zis să-l tatuăm zilele următoare. Aici un cocoș de Austria lor. Copiii se joacă acolo în trambolină. Eu vă doresc un weekend plăcut la toată lumea. La revedere!